Fostul șef al statului major general Dumitru Cioflină va fi eliberat. Decizia aparține magistraților de la Tribunalul Dâmbovița, care au respins astăzi contestația procurorilor, menținând astfel decizia judecătoriei de a admite cererea de eliberare condiționată dată în luna februarie a acestui an. Urmează ca în cursul zilei de astăzi Cioflină să părăsească penitenciarul Găiești, unde este încarcerat în prezent. Domnule general, să lasă să fie eliberat. Potrivit apărătorului Dumitru Cioflină, acesta a executat deja o treime din pedeapsa de 2 ani. Este grav bolnav și a avut un comportament exemplar pe perioada de detenție. Alături de generalul Victor Babiuc și Gigi Becali, fostul șef al statului major general, a fost condamnat în dosarul schimburilor de teren. La fel ca și Babiuc, Cioflină a primit 2 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, dar și interzicerea unor drepturi. El este încarcerat acum în regim semideschis la penitenciarul Găiești, unde a fost încarcerat și Victor Babiuc.